Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă în care îmi propun să vă aduc la cunoștință principalele activități pe care le-am desfășurat în săptămâna trecută și care sunt programate a se desfășura în această săptămână. M-am deplasat săptămâna trecută în zona Anton Pan, la blocul 40 și la blocul 28A, acolo unde sunt mai multe sesizări privind curățenia, în sensul în care sunt cetățeni care preferă să arunce fie de pe geam, fie la întâmplare deșeurile menajere. Am solicitat poliției locale să intensifice controlele în această zonă pentru a fi identificați cei care procedează de această manieră și pentru a fi aspru amendați. De asemenea, cu cei de la 416, joi și vineri, am făcut și o igienizare a acestei zone, inclusiv a pieței din Alea Revoluției și sperăm ca în perioada imediat următoare să se păstreze această curățenie. De asemenea, continuăm și acțiunile de toaletare de arbori. Astăzi suntem în cimitirul evreiesc, iar începând de mâine vom intra pentru a rezolva solicitările asociațiilor de proprietari, astfel încât până în momentul în care va începe vegetația, o mare parte din solicitările acestora să fie deja rezolvate. În ceea ce privește Direcția de Asistență Socială, până acum s-au înscris un număr de 1046 de persoane pentru a beneficia de tichete sociale. Inițial termenul era pentru vineri, însă având în vedere faptul că abia am modificat regulamentul în sensul de a obține aceste beneficii și cei care dețin certificat de încadrare în grad cu handicap grav și accentuat, cu venituri reduse, să poată beneficia de aceste etichete, astfel încât și în această săptămână vom mai primi cereri pentru acest lucru. Iar de asemenea, în ceea ce privește acordarea de facilități pentru transportul public în comun, până acum, pentru luna aprilie, s-au primit un număr de 106 solicitări pentru legitimații gratuite. În ceea ce privește lucrările la sala de festivități, suntem în grafic. În această săptămână se vor finaliza aceste lucrări. Astăzi va începe montarea scaunelor și a cortinei, astfel încât putem să anunțăm deja public că sâmbătă Festivalul Național de Muzică Lucky Kids Dance își va putea desfășura activitatea în această locație nouă și de asemenea săptămâna viitoare se va desfășura Teatrul Național Gong, Festivalul de Teatru Național Gong, două evenimente care deja au fost programate în urmă cu mai mult timp și care se vor desfășura în sala mare de festivități a Primăriei Municipiului Roman. De asemenea, la fel ca în fiecare an, și în acest an Primăria Municipiului Roman se va alătura activităților dedicate Orei Pământului, Earth Hour, printr-o serie de manifestări care, iată, au ajuns acest eveniment la ediția a 10-a și vom marca, așa cum se cuvine, această ediție festivă, să spunem, astfel încât, pe lângă acel tur ciclist pe care îl vom realiza, între orele 20, 30 și 21, iar ulterior dorim să oferim un spectacol de muzică, dans și lumină asigurat de trupa The Sky
din Iași. Sperăm ca și vremea să fie favorabilă desfășurării acestui eveniment și chiar dacă în aceste zile a nins intens, sperăm ca până sâmbătă să putem desfășura acest eveniment. De asemenea, așa cum anunțam încă de săptămâna trecută, mâine, marți, va avea loc vizita în teren pentru semnarea contractului de finanțare a parcului Zăvoi. Am pregătit deja terenul, astfel încât în momentul în care vor veni evaluatorii să se desfășoare activitatea așa cum trebuie și ulterior să trecem la semnarea și implementarea acestui proiect. În urma unei autosesizări, să spunem, unei postări de pe o rețea de socializare, am constatat faptul că un agent al poliției locale aflat în timpul serviciului la volanul unui autoturism din dotare a trecut pe culoarea roșie a semaforului în zona pieței centrale. Am discutat cu comandantul poliției locale și s-a luat măsura ca acest agent timp de 90 de zile să desfășoare activitatea pe teren pedestru. Pentru a da un exemplu în comunitate, dar cât și în rândul agenților de poliție locală, care trebuie să înțeleagă că această lege trebuie respectată de către toți și nimeni nu este mai presus de lege. Cam acestea au fost informațiile pe care eu mi-am propus să vi le aduc la cunoștință și mai departe vă stau la dispoziție pentru întrebări. Păi puneți și pentru el. Dar suntem aici, doamne, nu lipsim. Ce s-a discutat la întâlnirea de poliție? A discutat la întâlnirea de la Bacău a Șeierului și cum veți putea, dumneavoastră, să puneți în activitatea administrativă acele măsuri stabilite? Da, eu am să fac o referire doar din punct de vedere administrativ a ceea ce s-a discutat acolo și vreau să vă spun că toate județele, toate unitățile administrativ-teritoriale din Moldova sunt clar interesate de realizarea unor lucrări de infrastructură majoră în zona Moldovei. Știm foarte bine că aceste frumuseți naturale, Carpații, reprezintă de fapt un impediment pentru dezvoltarea zonei Moldovei și ne-am dorit foarte mult ca lucrările la oricare dintre cele două autostrăzi care sunt propuse la nivel guvernamental să înceapă prin traversarea munților sau prin lucrările care presupun trecerea dintr-o parte în cealaltă a Carpaților și abia după aceea să se facă lucrările în zona de câmpie. Continui cu aceeași întrebare. Am văzut că poliția ultima vreme speculează faptul că în TNV s-ar fi rezolvat complet aceste probleme interne, ba mai mult că nu, nu există sub nicio formă o astfel de intenție, nici o astfel de grupare. Eu, ca de obicei, solicit ca la conferințele de presă pe care le facem la primărie să ne rezumăm la activitățile legate de administrația publică locală, iar politica să o lăsăm fie pentru sediile de partid, fie pentru campaniile electorale.
Pot doar atâta să vă spun că sper că în perioada imediat următoare lucrurile să reintre în normal și aleșii publici locale ai PNL să facă politică în interesul unităților administrativ-teritoriale și a județului. V-am zis, nu aș dori să intrăm în astfel de discuții, pot doar atâta să vă spun că în momentul de față grupul consilierilor locali PNL la Roman este foarte unit, foarte sudat și așa cum bine ați văzut în ședințele de Consiliu, se votează în bloc și nu există păreri diferite. Sigur că în ședințele pe care le facem noi putem să avem fiecare opinia și părerea noastră, însă în momentul în care venim la ședințe avem o abordare unanimă. Da, e o abordare nefericită din punctul meu de vedere. Nu are absolut nicio relevanță. Pot doar atâta să vă spun că în ceea ce privește activitatea doamnei viceprimar, sunt foarte mulțumit de cum se desfășoară și îndeplinește așa cum trebuie îndatoririle de servicii. E tot timpul prezentă la toate activitățile pe care noi le stabilim împreună în fiecare dimineață și reprezintă cu un deosebit respect și cu o atitudine foarte corectă cetățenii municipiului Roman atunci când este cazul. Vă dați seama că mi este foarte greu în momentul de față să fac o evaluare, mai ales având în vedere faptul că în perioada imediat următoare mai sunt anunțate temperaturi scăzute și sunt anunțate și ninsori. E adevărat că fiecare ieșire în trafic a sărărițelor sau a utilajelor pentru dezăpezire generează costuri pentru municipalitate, însă în același timp suntem preocupați ca în permanență străzile din municipiu să fie curățate și să se circule în condiții de siguranță pe raza municipiului Roman. Am ieșit și ieri am ieșit de două ori cu sărărițele și odată cu utilajele de dezăpezire. Azi noapte. Am împrăștiat undeva în jur de 80 de tone de sare și am ieșit pe toate traseele de pe raza municipiului Roman cu utilajele de dezăpezire. Bineînțeles, și pe trotuare. O întrebare din partea unor asociații de proprietari. Dacă mai există costuri de gunoi și ce permeați trebuie să facă ca să intre în posesia lor, dacă mai intenționați să repartă asociații? Da, noi am dat deja o comandă pentru coșuri de gunoi. Urmează a se confecționa. Trebuie să facă o adresă către Primăria Municipiului Roman în vederea montării acestor coșuri. A fost perioada asta de iarnă, pe perioada de iarnă nu intrăm la montajul acestor coșuri de gunoi, pentru că acestea trebuie prinse în beton și în perioada aceasta nu se pot monta. Și ultima întrebare, sala de festivități va fi închiriată sau va fi dată de vom elabora un regulament pe care îl vom aproba la ședința ordinară de pe data de 29 martie, în care vom prevedea posibilitatea ca pentru anumite activități de interes public să se poată acorda cu titlu gratuit și pentru alte tipuri de activități să poată fi închiriată și contra cost. Da, vreau să întâlnesc și eu de dezăpăzire, dar... Da.
Când vom avea certitudinea că vremea rea se va termina, cu siguranță vom prezenta și un raport a ceea ce a însemnat cheltuielile cu dezăpezirea în această iarnă. Păi, în momentul în care se efectuează astfel de activități, până la urmă, crengile alea nu rămân suspendate în aer. Ulterior, ele sunt securățe, cu siguranță, e obligatoriu. E obligatoriu. Sunt de interes public și vor fi cu titlu gratuit. Deci gratuit. Da. Mulțumesc. Ședința de mâine vom intra cu acordul de asociere cu clubul sportiv. Activitatea va începe de săptămâna viitoare pentru a prinde și săptămâna mare a credincioșilor de rit catolic. Va dura până în sâmbăta dinaintea Paștelui, practic până pe 7 aprilie. Ne dorim să vină cât mai mulți comercianți care, pe lângă produsele tradiționale, atât cele alimentare cât și celelalte industriale, să ofere o gamă cât mai diversificată și, de asemenea, să avem același comerț civilizat pe care eu mi l-am propus să-l avem la Roma. În momentul de față, doar atât pentru în ceea ce privește Târgul de Paște. Văd că, bineînțeles, vă orientați pe sesizările de Facebook, adică sesizări. Sunt practic niște postări. Nu există o prevedere legală care să spună că aceste sesizări ar trebui făcute semnate la birou unic și dumneavoastră să demarați o anchetă în sensul ăsta. Așa, orice părere care se postează pe Facebook, că nu a convenit cumva ceva din... Nu, aici vreau să facem clar o precizare. Ca prelungire, spuneați dumneavoastră că modificați site-ul sau faceți un site nou al primăriei cu o aplicație, adică ar veni în sensul celor care postează pe Facebook, acele sesizări să vină pe... Deci, în spiritul a ceea ce spuneți dumneavoastră, e adevărat și știți că am o preocupare constantă pentru a centraliza și pentru a lua la cunoștință cât mai repede de orice problemă care apare pe raza municipiului Roman și care este de competența primăriei municipiului Roman. De aici și interesul nostru pentru a dezvolta un soft care să permită sau această aplicație care să permită cetățenilor printr-o manieră cât mai ușoară, printr-un click sau pentru a depune cât mai puțin efort să ne sesizeze aceste probleme. E adevărat și ceea ce spuneți dumneavoastră că sunt foarte multe postări în mediul online care de cele mai multe ori nici nu au legătură cu primăria municipiului Roman sau primăria municipiului Roman nu are absolut nicio competență, dar reproșurile sunt totuși la adresa primăriei sau a primarului, însă când există situații certe, reale, care pot fi demonstrate și încălcări flagrante, eu mă văd nevoit să iau măsuri, pentru că m-am dat exemplu pe mine și dacă am zis că respectarea legii trebuie să înceapă cu mine și am pretenția ca toți colegii mei din primărie să se comporte de asemenea manieră, încât să avem pretenția de la ceilalți, dar noi în dreptul nostru să fim un exemplu. Din păcate, discuțiile pe care le-am avut cu acea firmă care și-a propus realizarea unui soft, momentan
nu am mai ținut un contact foarte și nu mai avem un feedback adecvat. Mi-am propus săptămâna viitoare să mai purtăm o discuție pentru a vedea în ce stadiu au ajuns cu această aplicație și ulterior să vedem ceea ce mai trebuie îmbunătățit. În ceea ce privește site-ul Primăriei Municipiului Roman, acesta se află încă în lucru, sunt foarte multe informații care trebuie pregătite și de asemenea vreau să vă spun că un coleg al nostru din IT se va deplasa în această săptămână, miercuri și joi, la o altă primărie din țară, care este mai avansată din punct de vedere al eliberărilor online a anumitor documente, astfel încât să preluăm și noi din exemplul acela de bune practici și să implementăm la nivelul Primăriei Municipiului Roman. Lucrăm de asemenea în această perioadă și la un sistem de programare online la starea civilă și de asemenea mai luăm în calcul și un alt sistem care să permită aducerea la cunoștință a celor care depun cărți de identitate să fie înștiințați în momentul în care acele cărți de identitate au fost produse și au ajuns la Direcția de Evidență Locală a Persoanei, astfel încât să știe că documentele sunt gata. Ați menționat că sunt un număr de gratuități pe transportul comun. O părere v-ați făcut împreună cu agentul economic privind modul în care este folosit acest serviciu local? Nu am purtat încă... E rentabil, nu e rentabil până acum, așa, o privire de ansamblu? Din punctul acesta de vedere... Din punctul acesta de vedere nu am purtat absolut nicio discuție cu operatorul economic. Este oricum și prematur să discutăm despre așa ceva, întrucât, așa cum bine știți, din păcate nu a fost un serviciu care să corespundă nevoilor romașcanilor. E drept că din discuțiile pe care le-am avut cu romașcanii e clar că sunt mulțumiți de activitatea care se desfășoară cu acest transport public local, dar de asemenea și cetățenii trebuie să înțeleagă că nu putem creiona traseele chiar fiecare cum și-ar dori. De aici și noțiunea de transport public local nu e taxi ca să ia din fața blocului, ci e un transport public local reglementat de anumite norme și stațiile trebuie să corespundă acestor norme. Deja se lucrează pentru cele 27 de stații care vor fi amplasate de agenții economici de pe raza municipiului Roman. Am stabilit de comun acord cu aceștia modelele care trebuie respectate și în perioada imediat următoare ne dorim să montăm aceste stații, sigur, pe de o parte, în momentul în care vor fi gata și în al doilea rând, atunci și când vremea ne va permite. Pe pagina de web a primăriei a fost postată o listă cu cei care pot beneficia de locuințe ANL în ordinea priorității. Eu vreau să vă întreb ce semnale mai sunt privind construcția blocurilor din Conferinta. Pot să vă informez că la ANL s-a semnat deja contractul pentru construirea unui bloc de locuințe, 20 de locuințe pentru specialiști în sănătate. Așteptăm la o eventuală finanțare pentru construirea încă două blocuri ANL destinate tinerilor și de asemenea avem depusă documentația pentru construirea unui bloc pentru specialiști în învățământ, în educație și a două blocuri pentru locuințe de serviciu. Cele mai mari șanse, să spunem, e clar o certitudine la cel pentru specialiști în sănătate, în lunile de vară vor începe lucrările la acest bloc. Celelalte două sunt și acelea o certitudine, însă e necesară alocarea de fonduri pentru acest lucru
și celelalte suntem în așteptare. Toate vor fi în Vasile Lupu, da. Practic, noi avem acolo terenuri pentru încă 10 blocuri. Da, păi, va deveni o zonă tânără. Putem vorbi acolo chiar de o regenerare urbană a acelei zone. Și e tocmai ceea ce ne dorim și prin amenajarea parcului Zăvoi să oferim o zonă frumoasă. Proiectul cu faleza, din păcate, în momentul de față suntem oarecum blocați. Așteptăm o modificare legislativă, cred că v-am adus-o la cunoștință săptămânile trecute. Se află în dezbatere la Parlament un proiect de lege care este trecut deja de Senat. Practic, Camera Deputaților este foarte decizional și în funcție de această modificare legislativă sperăm să avem șanse mai mari. Mi-am zis mulțumesc, dar vreau să vă întreb, că ați prezentat cele două oferte sau posibilități de să rămânem la apaset sau la... Ce avantaje am avea dacă populația ar accepta să meargă? Adică ce eforturi ar trebui? Ce... Nu știu, noi avem o... Domnul deputat spunea când era și noastră că noi vrem să ne facem, de fapt, firme separate și cumpărăm stații de captare și terenurile. Acum, ce ar presupune? Ce eforturi financiare din partea municipiului Roman? Da, aici rămâne de văzut, pentru că sunt o serie de pași pe care va trebui să-i facem în prealabil. Eu mi-am propus în această săptămână și o întâlnire cu conducerea APA Serv. Vreau chiar să le fac și o invitație în ședința de pe data de 29 pentru a face și eu prezentarea companiei și a intențiilor din punct de vedere a investițiilor pe care le-a operat a municipiului Roman. E clar că ieșirea noastră din ADI Aqua Neamț va genera o serie de costuri. Costuri pe care eu doresc să le port cu conducerea APA Vital să fie preluate de această companie. Vom vedea, sunt mai multe etape preliminare pe care trebuie să le realizăm. Cert este faptul că noi ne dorim să căutăm soluții pentru a oferi cetățenilor municipiului Roman utilități la un preț cât mai accesibil. Trebuie să plecați de la premiza că APA Vitalu a intrat la Pașcani pe un teren foarte negeneros, să-i spunem așa, întrucât la Pașcani erau desființate toate asociațiile de proprietari și acum se chinuie să le reînființeze, pentru că trebuie să existe o formă juridică pentru încheierea acestor contracte. Eu, din informațiile pe care le am, serviciile oferite de APA Vital sunt oricum superioare celor oferite de APA Serv. Prețul este clar mai avantajos față de APA Serv și atunci e cert că ne propunem să mergem la mai bine din toate punctele de vedere. Sigur că eu n-am întâlnit până acum compania de utilități care să fie perfectă. Și aici, dacă vreți, ne raportăm și la cele private și avem suficiente nemulțumiri față de acestea. Însă trebuie să căutăm soluții, pe de o parte, pentru optimizarea serviciilor pe care le oferă aceste companii și noi, pe de altă parte, ca unitate administrativ-teritorială, să căutăm soluții pentru servicii cât mai bune și cât mai ieftine. Nu, în momentul de față nu am avut reacții de niciun fel din partea societăților de taximetrie. Eu întotdeauna am fost foarte deschis în relațiile cu ei, am avut și întâlniri atât anul trecut, cât și de fiecare dată când mi-au solicitat prezența, m-am întâlnit cu ei. Erau la introducerea
Nu este așa, pentru că trebuie să înțelegem cu toții, practic transport public local și taximetrie există peste tot. Sunt servicii total diferite pe care le oferă. Taxiul oferă o rapiditate mai mare, o accesibilitate mai mare, pe când transportul public local e ceva diferit. Mulțumesc.